Astăzi, 25 iulie 2023, are loc ședința extraordinară convocată de îndată de către primarul orașului Comănești. Sunt prezenți 13 consilieri și 6 prin interviuri online. Este întrunită majoritatea. Domnul președinte de ședință ales la ședința trecută lipsește astăzi, iar în conformitate cu articolul 123 aliniatul 3 din Codul Administrativ, în cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, la inițiativa din rândul acestora, este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce ședința respectivă. Acesta exercită pentru această ședință atribuțiile prevăzute de prezentul cod pentru președintele de ședință. Vă rog să faceți propuneri. Propun de domnul vice, ce mă vorbim? Spunem la vot cine este pentru. Cineva împotrivă? Abține? Cu majoritate de voturi, domnul consilier Ciobanu este președinte de ședință astăzi. Rugăm pe domnul primar să ia cu prevederile articolului 1 din ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24 pe 2023 privind unele măsuri fiscal bugetare destinate acordării unor împrumuturi din trezoreria statului. Știți că am avut un împrumut tot de 2 milioane de lei, nu de mult, suntem deja în lucru cu el, încă nu este terminată procedura și în această perioadă Guvernul a venit cu această posibilitate de a dubla suma pe care o putem noi împrumuta. Suma care a fost inițial propusă de guvern sau în vederea acordării acestor împrumuturi OAT-urilor a fost funcție de categoria de OAT. La comune s-a dat. La comune 1500. 15 milioane. Da. La orașe 2 milioane da. Și la municipii 4 milioane. Da. Din stat, noi eram pe acolo, pe lângă comune și au venit cu această rectificare în care au dublat toate sumele, în sensul că comunele vor primi 3 milioane, orașele 4 milioane, iar municipiile 8 milioane. Ținând cont că avem atât de multe proiecte în derulare, în implementare, ținând cont că multe din proiectele noastre, ca să nu spun majoritatea, 90%, au fost demarate din anul 2018, la valorile de atunci. Și din cauza aceasta trebuie să refacem proiectul tehnic și valorile proiectelor, sumele de cofinanțare de la bugetul local, sunt foarte mari. Ceea ce ne obligă să nu tratăm cu indiferență acest lucru și să putem lua acest împrumut ca să putem derula și desfășura aceste proiecte, având în vedere, v-am spus, valoarea acestor proiecte. 2 milioane de lei sau 4 milioane de lei este o sumă mare. Dar comparativ cu proiectele care le avem în momentul de față și vă pot spune numai pe acest domeniu, fără PNRR, pentru că tot se spune că datorită PNRR-ului, noroc de PNRR, dar nu, fără PNRR, toate proiectele noastre care le avem în momentul acesta în derulare, sunt de 287 de milioane, 195.884 de lei. Dacă vreți să-l punem în miliardele vechi, nici nu știu cum să spunem. Nici nu puteți spune miliardele vechi.
Ce vă pot spune că suma asta reprezintă bugetul orașului nostru din venituri proprii pe timp de 36 de ani. Deci, veniturile proprii, pe 36 de ani. Dar acestea sunt doar o parte din proiecte, pentru că proiectele pe PNRR de acum vor începe. În cadrul acestui proiect, bineînțeles că se situează și proiectul pe rețeaua de gaze din cartierul Lăloaia și Panul, în locul de dos, spuneam de noi. Și vreau să vă spun că avem o sumă și acolo de cofinanțat, vreo 20 ceva de miliarde, nu știu cât avem. De exact, dar în jur de 20 ceva de miliarde de lei. Deci. Cam acestea sunt problemele și dacă dumneavoastră aveți vreo nelămurire, vă rog să-mi spuneți, că eu sunt dispus să vă răspund la orice întrebare aveți dumneavoastră. V-am spus, mulți fac comparație cu Moineștiul. Moineștiul are statut de municipiu și datorită statutului acesta de municipiu, sumele și bugetele lor sunt total diferite. Adică sunt mai mari, ați văzut, sunt duble. La ei se discută cu altă unitate de măsură. Din această cauză a trebuit să facem atât de multe proiecte ca să putem să nu să-i echivalăm, să mergem la același nivel cu ei și să-i depășim foarte mult. Avem proiecte de 10 ori mai multe decât ei. Da, vă rog, dacă aveți un loc și de regulă. Bună dimineața, vă spun și eu. La ședința extraordinară de astăzi avem un punct pe ordinea de zi care a fost prezentat de domnul primar. Nu știu, îi dau, îi mai dau citire odată sau... Da? Deci, l-ați discutat, s-a discutat în comisie? Da, s-a discutat în comisie, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2 milioane de lei, în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 24 din 2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din trezoreria statului. Materialul a fost prezentat la comisii, a fost prezentat și de domnul primar, dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, spunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Ăsta a fost simplu. Mulțumesc!